Bună seara, dragi prieteni! Avem o știre foarte, foarte, foarte importantă, dar chiar acum văd pe TVR Info declarațiile tarășului Ciolacu. Bănuiesc că este în direct, nu-mi dau seama, scrie în direct, dar nu-mi dau seama dacă e știre sau e transmisie în direct, că televiziunile s-au molipsit de microbul ăsta de a informa neclar publicul, că dacă nu e o transmisie în direct, atunci nu poți să scrii în direct. Chiar dacă este emisiune și dai niște înregistrări dintr-o conferință de presă, trebuie să scrii, nu știu, înregistrări ora 14, da? În fine, TVR Info este cea mai ok dintre toate televiziunile de știri, așa că nu am a le comenta. Asta să rămână cel mai mare păcat al lor. Este important că sunt echilibrați și că au invitați ok. Chiar îl văd acum pe Emilian Isăilă de la ziare.com, fostul meu coleg de la Adevărul, și pe Mihai Duță, care de asemenea a fost coleg la Adevărul, la România Liberă, doi jurnaliști foarte buni. În fine, discută-l pe domnul Ciolacu, făcând declarații despre problema cu a patra firmă de asigurări mare, Euroins, care intră în faliment. Și auzeam astăzi în mașină, pentru că am făcut o mică ieșire astăzi în decor, decorul minunat al patriei noastre, nu vă gândiți la altceva, și l-ascultam pe Cătălin Striblea vorbind pe această temă și exprimându-și nedumerirea: domne, ce se întâmplă, că este al patrulea mare faliment, domne, ce se întâmplă, ce se întâmplă? Și văd pe domnul Ciolacu, unul dintre patronii FSN-ului care ne guvernează, patronul părții cea mai puturoasă a FSN-ului, da? Partea comunisto-iliesciană, sovietică, anilor 90. Ăștia care au continuat și perpetuat obiceiurile comunismului, da? Dar la scară mult mai mare și într-un fenomen mult mai grav, și anume de a numi fel și fel de incompetenți, fel și fel de cetățeni nepricepuți, neprofesioniști, pe diverse criterii, de a-i numi diverse instituții cheie ale statului, da? Recent eliberatul din arest Bădălău, baron, hoț de grâu înainte de 89, pus mare jupân la Curtea de Conturi, da? La autoritățile statului care ar trebui să se ocupe de piața asigurărilor. Păi cum ne așteptăm noi să funcționeze vreo piață, oameni buni? Orice piață. Bine, când sunt numiți fel și fel de incompetenți și de hoți pe funcții importante în instituțiile care ar trebui să controleze piața respectivă. Despre ce vorbim, oameni buni? Păi are tupeul Ciolacu, exponentul partidului mafie, partidului care a creat chestia asta, da? Sigur, și PNL-ul a copiat, PNL-ul care de fapt nu e PNL, e PDL-ul lui Roman, că Iliescu și Roman erau la ambasada URSS-ului, da? Păi are tupeu Ciolacu să facă declarații pe această temă? Nu-i rușine, oameni buni! Păi el este cauza politică, el și cloaca pe care o reprezintă. Știți că Șosetuță, jupunul PSD Neamț, a fugit, e fugit, e prin Italia, încearcă să-l aducă autoritățile. Și urmașul lui a ținut o conferință de presă, ca să vedeți că PSD-ul nu-i partid, oameni buni, e grup infracțional organizat, în care a adus elogii lui Șosetuță. A zis: domne, ce președinte extraordinar, ce camarad extraordinar. Nu-i vom trăda moștenirea, adică vor fura și mai mult. Vor lua și vor da și mai multă șpagă. Da? Asta este PSD-ul, da? Și domnul Ciolacu are tupeu să vină și să facă declarații. Și al doilea aspect, oameni buni, foarte, foarte, foarte grav, da? Pentru că noi vom plăti acum asigurări și mai scumpe din această pricină, da? Și cineva comenta: domne, că sunt multe accidente pe șosele. Păi aceeași problemă, că la Ministerul de Interne și la Poliție sunt numiți pe criterii politice, toți incompetenții și corupții. Și sunt multe accidente pentru că poliția rutieră nu-și face datoria și iau șpăci. Da? Ăia lați de la Autoritatea de Supraveghere Financiară nu-și fac datoria. Și se întâmplă porcării și nu le stopează din timp. De ce? Pentru că sunt și ei, fie nepricepuți, fie corupți. Și la urmă tot cetățeanul plătește. Cetățeanul care le plătește lor salariile. Pentru că sunt la autoritățile astea desemnate să supravegheze piața asigurărilor, piața energiei și alte piețe, da, care ar trebui supravegheate, sunt niște salarii imense, oameni buni. Cum sunt la Consiliul Național Audiovizual, care ar trebui să funcționeze, să supravegheze funcționarea pieței, dacă vreți, de televiziune și radio, din perspectiva interesului public și respectarea legislației. Deci ăștia au niște salarii imense, oameni buni, enorme, care se indexează și se măresc, care generează pensii speciale. Și ei nu generează nimic în societate, generează numai corupție, incompetență și astfel de situații, da? Pe de o parte, corupția din poliția rutieră generează număr mare de accidente, că nu prinde, nu scoate nebunii de pe șosele, fiecare face ce vrea pe
Șoselele Patriei, legea junglei. Da? Pe de altă parte, ea de la supravegherea financiară nu supraveghează piața de asigurări. Și totul se sparge capul nostru. Noi plătim la infinit, oameni buni, prostul din țara asta, dacă ei sunt șmecheri și fraieri. Cetățeanul simplu din țara asta, privat, plătitor de taxe și impozite, plătește ca prost, oameni buni. Incompetența, nesimțirea și corupția lor. Generată de acest monstru politic, FSN. Da? Iliescu și Roman. PSD, PD, PDL, PNL. Da? Va fi vai de noi dacă în 2024 nu ne trezim. Sondajele de opinie sunt destul de dubioase, dragi prieteni. Eu nu am încredere în sondajele de opinie. Experiența de jurnalist trecut prin foarte multe ture de alegeri pe toate palierele jurnalismului, presă locală, presă regională, presă națională, televiziune, presă scrisă, internet, televiziune, radio, mi-a arătat că în toți anii preelectoral și electoral, sondajele de opinie au fost folosite pentru a manipula publicul într-o direcție sau alta. De asta eu nu prea răspund la întrebările legate de sondajele de opinie, cu atât mai mult cu cât casele de sondare a opiniei publice din România sunt fie deținute de PSD-iști, de tip Dâncu, de tip Mirel Palada, fie de personaje dubioase. Este unul Ștefuriac, care-i căra geanta lui George Maior, prietenul lui Ponta de la SRI, da? Și care este acum director la grupul infractorului Niro. Niro condamnat în dosarul Microsoft și unul dintre finanțatorii de bază într-o vreme ai televiziunii cartelului Mafia Media, B1 TV. Păi cum să ai încredere în așa ceva? Dar sunt niște editoriale interesante legate de sondajele de opinie. Până atunci însă, dragi prieteni, vreau să vin puțin la subiectul zilei. Pentru că avem un subiect al zilei foarte, foarte, foarte serios, foarte, foarte grav și foarte, foarte important. Probabil că ați văzut știrea deja. Eu o citesc de pe G4 Media. Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei este acuzat oficial că este responsabil pentru crime de război. Chiar în timp ce președintele chinez discuta, anunță vizita lui la Putin și discută ce oferă China Rusiei. Da? Să știți că multă lume m-a întrebat, mi-a scris și pe privat, ce părere ai despre implicarea Chinei. Să știți că interesul Chinei este ca Rusia și Putin să piardă acest război. Dacă Rusia pierde acest război, China are numai de câștigat. Dacă Rusia se sparge bucăți și se fărâmițează, că asta ar trebui să se întâmple. Dar ar trebui ca toate națiunile alea care formează acest imperiu al răului, imperiu care comite fel și fel de acțiuni genocidare de când s-a înființat el, de sute de ani, și pe măsură ce citesc, constat că este așa. Acum am început o nouă lectură, Magul de la Kremlin, Giuliano da Empoli, foarte interesantă lectura, foarte interesantă. Și mi-au mai venit niște cărți prin comandate pe net care mă așteaptă aici. Și pe măsură ce citesc, cu fiecare carte pe care o citesc, înțeleg tot mai mult natura hidoasă a acestui imperiu al răului. Și el ar trebui să destrame la un moment dat. Cred că este ultimul imperiu rămas pe suprafața Pământului să facă rău. Și ar trebui să se destrame. Și interesul Chinei este ăsta, pentru că China are foarte multe probleme teritoriale în Asia cu Rusia, nerevendicată. În timp ce tovarășul Putin pune țara la cale cu tovarășul Xi Jinping, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arestare pe numele președintelui rus și al Mariei Lvova-Belova, a anunțat instituția astăzi. Într-un comunicat preluat de BBC, The Guardian, toată presa occidentală. Curtea a precizat că președintele rus este presupus responsabil pentru crima de război, de deportare ilegală a populației copilor și de transfer ilegal al populației copilor din zonele ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă. Lvova-Belova este oficial rus în cadrul centrului presupusului plan de deportare forțată a mii de copii ucraineni în Rusia. Moscova neagă acuzațiile de când a invadat Ucraina. Domnul Vladimir Vladimirovici Putin, născut la 7 octombrie 1952, președinte al Federației Ruse, este presupus a fi responsabil pentru crima de război, de deportare ilegală a copiilor și transfer ilegal al populației copiilor din teritoriile ocupate ale Ucrainei pe teritoriul Federației Ruse. Crimele au fost comise pe teritoriul ocupat al Ucrainei cel puțin din 24 februarie 2022. Există motive rezonabile de a crede că domnul Putin poartă răspunderea penală individuală. Doamna Maria Alexeeva Lvova-Belova, născută în 25 octombrie 1984,
Comisar pentru drepturile copilului în cadrul președinției Federației Ruse este presupus a fi responsabilă pentru crima de război de deportare ilegală a populației copii, de transfer ilegal al populației copii din teritoriile ocupate ale Ucrainei în Federația Rusă. Există motive rezonabile de a crede că doamna Luvova Belova poartă răspunderea individuală pentru aceste crime. Presa internațională a relatat că Curtea Penală Internațională de la Haga a deschis două cazuri de crime de război legate de invazia rusă în Ucraina și intenționează să solicite mandate de arestare pentru mai multe persoane. Numele acestora nu au fost făcute publice. Curtea Internațională intenționează să investigheze răpirea copiilor ucraineni și transportarea lor în Rusia. În primul caz se știe că în mai 2022 Putin a semnat un decret privind o procedură simplificată de obținerea cetățeniei ruse pentru orfanii din Ucraina. Iar Luvova Belova a spus că datorită acestui lucru a adoptat un copil ucrainean. Este o evoluție foarte interesantă a acestui conflict. Sigur, dacă Putin va ajunge să fie tras la răspundere penală, să fie judecat așa cum ar trebui într-un tribunal penal internațional, condamnat pentru crimele de război și genocidul comise în Ucraina, de acest deznodământ depinde de deznodământul războiului din Ucraina și de alegerile care vor avea loc în 2024 în Rusia. Nu știm în Rusia ce mai înseamnă alegeri și ce nu mai înseamnă. Că e foarte complicat. Și Putin stăpânește ca un țar acolo. Da? Stăpânește mai rău ca Stalin și comite crime de război exact ca Stalin. Nicio diferență între ei. Depinde de conflictul din Ucraina. Însă, dragi prieteni, din punctul nostru de vedere, nu există zonă de gri. Nu există. Există alb și negru. Există bine și rău. Există război, imperiul răului, da? Care duce un război genocidar împotriva unei națiuni care își dorește democrație și a ales un drum în mod suveran. Apropo de falsul suveranism al cozilor de topor din România. De fapt, grupări extremiste controlate de interesele Moscovei care acționează împotriva parcursului cu scopul de a sabota și de a întrerupe parcursul european al României și eventual de a scoate România în Uniunea Europeană și din NATO ca să poată Putin să treacă în faza a doua. Numai că nu prea a ieșit faza întâi din Ucraina și noi avem toate țările din Europa de și toate democrațiile. Au datoria să apere, să sprijine Ucraina și să o ajute să facă față acestei invazii. Dacă Putin va avea succes militar în Ucraina, nu va fi o victorie a lui Putin împotriva națiunii ucrainene. Nu, va fi o victorie a dictaturii, a întunericului, împotriva democrației și luminii, oameni buni. Asta va fi. A răului împotriva binelui. Și nu se va opri acolo. Noi trebuie să fim foarte conștienți că dacă Putin ar fi reușit în 5 zile sau 6 zile cât a vrut să invadeze Ucraina, acum era militar și Republica Moldova. Și își ducea mai departe partea a doua a planului. El nu poate să atace militar țările foste comuniste în Europa de Est pentru că sunt parte din NATO și știe că nu poate să provoace un război cu NATO, s-ar ajunge la cel de-al treilea război mondial. Bănuiesc că nici el nu e nebun să vrea distrugerea vieții pe pământ așa cum o știm. Dar el știe că poate să atace aceste țări dacă aceste țări, prin propria lor prostie, prin propria lor ignoranță, prin foarte multă manipulare, nu se prezintă la vot sau votează grupări de-astea extremiste rusofile care preiau controlul politic și scot aceste țări din NATO și Uniunea Europeană. Și îți provoacă roexituri. Gruparea extremistă rusofilă AUR are protocol de colaborare cu un partid care s-a înființat cu scopul declarat să scoată România din structurile europene și NATO. Partid înființat de infractorul Daniel Dragomir, fugit în Italia. Ca și șosetuță de la Neamț. Da? Și preluat de conspiraționistul Chitic. Promovat într-o perioadă toată ziua pe la Antena 3, România TV. Nu știu dacă e și acum, că mi-a fost scârbă să mă uit la ei în ultimile zile. Mi-a fost scârbă, efectiv vă spun, îmi cer scuze, mi-am neglijat în datorile profesionale. Dar efectiv mi-e scârbă, îmi vine să vomit când mă uit la ei. Este tot mai murdar și tot mai urât ceea ce se întâmplă acolo. Înțeleg că Consiliul Național Audiovizualului i-a amendat România TV cu o sumă, cică foarte mare, și postul realitatea pentru propaganda asta rusofilă, abjectă, pe care eu o fac. Păi România TV trebuia închisă, oameni buni, închisă. Și în cazul meu ați văzut ce denigrări au făcut cu Cuculis. Păi cum e posibil așa ceva, oameni buni? Cum e posibil să funcționeze un post de televiziune unde sunt promovați
avocați exhibiționiști care mint, cu, folosesc martori mincinoși și vă dați seama ce mizerie în audiovizual, încalcă toată legislația audiovizuală și ei sunt lăsați să funcționeze. În Republica Moldova, Maia Sandu i-a interzis de mult, tocmai pentru că fac propagandă rusofilă. Da? Și este un real pericol, oameni buni, este un real pericol. Dacă noi nu ne trezim, nu știu cât or fi de corecte sondajele alea de opinie sau nu, aparent aur este dat foarte sus, este, oameni buni, prohodul democrației românești, da? Ne paște un viitor foarte sumbru. În marea asta de știri complicate, vin știri concrete, decizii concrete excepționale. Și anume, Turcia a fost de acord și a dat acordul, urmând ca Parlamentul turc să ratifice, aderarea Finlandei la NATO. Este foarte important. Turcia totuși are o problemă cu Suedia, dar Finlanda va adera la NATO. Este foarte, 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 foarte important. Uitați-vă pe hartă, să vedeți pe harta Europei, în zona de nord, granița Finlandei cu Rusia, și o să înțelegeți de ce este foarte important acest pas. În privința Suediei, mă rog, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a salutat astăzi decizia Turciei de a ratifica aderarea Finlandei la NATO, a pledat pentru o ratificare a aderării Suediei cât mai repede. Liderul de la Ankara a anunțat vineri că și-a dat în cele din urmă acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, Parlamentul turc urmând să ratifice aderarea acestei țări, nu însă și pe cea a Suediei. În privința Suediei, Erdogan a spus că va continua discuțiile, sunt niște probleme cu niște cetățeni care au azil politic în Suedia și Erdogan îi consideră teroriști. Și aici este o întreagă discuție. Acei oameni sunt procesați, bănuiesc prin sistemul de justiție suedez. Politicul nu poate să intervină în justiție, deci e o chestiune destul de complicată. Între timp, Ungaria, singura țară membră NATO, în afară de Turcia, care n-a ratificat aderarea Finlandei și Suediei la NATO, a anunțat că ratifică pe 27 martie aderarea Finlandei. Anunțul a fost făcut pe Facebook de Mate Kocsis, liderul grupului parlamentar al formațiunii Fidesz, a premierului Victor Orban. În ceea ce privește ratificarea aderării Suediei, Parlamentul la Budapesta o va vota mai târziu. Că sunt sincronizați și probabil așteaptă domnul Orban și de la domnul Putin ceva. Că domnul Orban este cățelul lui Putin din Uniunea Europeană, e pudelul lui Putin. Îl ține Putin într-o lesă așa lungă de la Moscova până la Budapesta și îl trage din când în când când are nevoie. Ce-o fi lesa aia, cu ce-l ține, Dumnezeu știe. Dumnezeu, Putin și Orban. Ei știu cu ce se țin. Se dovedește, dragi prieteni, că am avut dreptate. Da? Este o știre care vine să confirme teoria mea cu ce se va întâmpla în 2024. Și anume, eu am explicat de mai mult timp că bănuiesc că există un blat între PSD și PNL să se susțină unii pe alții. Andreea Pora scrie despre o operațiune politică tandemul. Șeful PSD ar vrea alianță cu PNL la prezidențiale, însă teoretic liberalii se opun. Acum întrebarea vine, care liberali, oameni buni? Că liberalii nu mai există. Sau există, nu știu, Forța Dreptei. S-au dus cu Ludovic Orban. Partidul Național Liberal, cel controlat astăzi de Nicolae Ciucă și de Klaus Iohannis în principal, nu mai are nicio legătură cu Partidul Național Liberal. Ea nu sunt liberali. Partidul Național Liberal este confiscat în momentul de față de o gașcă, da, în fruntea căreia stă Moț, tovarășul plagiator Bode, o gașcă pedisto-pedelistă. Da? Gașcă ce era înainte pe vremea lui Băsescu, gașca lui Băsescu și a sirenei în decolteul căreia s-a sinucis politic, marele om politic Traian Băsescu. Da? Sirena de la pușcărie, că acum e la pușcărie, doamna Udrea, cântă cântece de sirenă de după grati. Da? Și se tot amână pronunțarea soluției. Sigur, a invocat prescripția și probabil că va beneficia de ea, că beneficiază toată lumea de prescripție, o grămadă. Inclusiv o judecătoare care a luat 50.000 de euro, oameni buni, și pagă de la interlopi printr-o ghicitoare. Condamnată în prima instanță, beneficiază de prescripție și se întoarce să fie judecătoare la Tribunalul București. Și poate va judeca mie procesele cu Cuculis, da? Mă rog, nu cu Cuculis, cu cozile de topor prin care Cuculis mă hărțuiește în procese clonate la Tribunalul București. Vă dați seama? Și o să-i plătim salariile restante și o pensie specială, da? Vă dați seama, oameni buni? Și Tarășu Ciolacu
cu PNL-ul, care de fapt e PDL, deci FSN-ul, ar vrea să aibă un tandem. Eu zic să se declare un singur partid, să se redenumească FSN și să știm măcar cum stăm, da? Măcar să fie cinstiți. Că vă repet, multă lume m-a întrebat, bă, dar ce ai cu George Simion, ești nedemocratic și cu AU, dacă ține cu rușii ce? Păi eu nu am o problemă, să țină cu rușii, dar să-și asume. Să scrie mare acolo, sediu AU, partidul dictaturii lui Putin. Și să vină în fața oamenilor să spună, eu, George Simion și cu gașca daci, da? Jumate naționaliști, talibani ortodoxi din Evul Mediu, cu creierul în Evul Mediu, jumate agenți de influență plătiți de Moscova. Și noi ținem cu Putin și vrem să scoatem România din Europeană și din NATO și să ne ducem în Imperiul Rus. Da? Să spună chestia asta, oameni buni. Și atunci, dacă oamenii votează, asta este democrație. Păi da, dar ei nu spun. Ei zic, Simion zice, dacă îl întreb, domne, Putin e rău. Face ca Dragoș Pătraru, pe vremea când ăștia se luptau să o dea jos pe Chioveș. Dragnea e rău, e infractor. Da, și Chioveș și s-a dus în vie la... Spunea jumate ce era corect și după aia urma și valida punctajele mafioților care aveau să facă ceea ce se întâmplă azi, inclusiv hotărârile Curții Constituționale, ne-a trezit cu judecătoare care a luat șpagă de la interlop că ne va judeca procesele în continuare. Vă dați seama cum va funcționa justiția. Cum va funcționa? Dar să fie cinstiți, să-și asume. Bă, noi suntem fostul FSN. Am refăcut FSN-ul, toarășul Iliescu, toarășul Roman, mai trăiește domnul Iliescu, o să mai trăiască încă 5.000 de ani, da? Piramidele vor fi erodate de vânt și domnul Iliescu va fi în continuare în vila din Cotroceni. Este matusalenic, da? Este ultimul matusalen, da? Și să recunoască și să nu mai dea pe după copac și să pretindă că ei sunt ceva ce nu sunt, da? Ciolacu zice că este foarte puțin probabil ca PSD-ul, cel mai mare partid, să accepte să nu aibă candidat la președinție. O să aibă candidat, nicio problemă. Pune un candidat de la de tip Dăncil. Și în turul 2 primesc dispoziție să, în turul 1 să voteze cu Simion. Și ți-l bagă pe Simion și pe Ciucă. Și în turul 2 mergem să votăm toți Iliescu, Vadim, nu Ciucă. Așa va fi. Și PSD-ul să ia funcția de prim-ministru. Da? Acum, Andreea Pora discută din altă perspectivă, o pune invers, Ciolacu la președinție și Nicolae Ciucă în funcția de premier, care este respins de PNL. Mălaiu, eu nu cred că PSD-ul, cred că PSD-ul vrea mai mult șefia guvernului, că acolo este mălaiu. Acolo e mălaiu, la guvern, la... Președintele, sigur, numește serviciile secrete, dar sunt securizate serviciile secrete. Ați văzut că nu se întâmplă nimic. Au rulat și își fac de cap. Corupția e la cote nemai văzute. Deci e securizată problema. Da? Dar este interesant că se confirmă, nu știu dacă țineți minte, deja cred că sunt 2 sau 3 luni de zile de când am vorbit despre această idee a blatului. Cred că am chiar un material care așa se cheamă. Blatul PSD, PNL pentru refacerea PSD. Vă spuneam, dragi prieteni, despre două editoriale interesante legate de sondaje de opinie, legate de situația din România. Eu n-am nicio încredere în sondajele de opinie, de-aia nu le comentez, dar sunt doi editorialiști care au scris două comentarii foarte interesante. Spun editorialiști că, deși sunt niște doamne ale jurnalismului, da? Magda Grădinaru, două jurnaliste excepționale, pe care vă recomand să le urmăriți pe rețele sociale, să le urmăriți în locuri, în publicațiile unde sunt prezente. Magda Grădinaru, totuși cum au ajuns românii pe Riga Slabă în fața Rusiei, confirmă și Magda Grădinaru în acest editorial, ceea ce spune de foarte mult timp, da? Că de mult timp România este ținta atacurilor hibride ale Federației Ruse. Ar fi greșit să credem că România a fost o țintă a Kremlinului în războiul hibrid doar în ultimile luni. Tocmai pentru că existau deja un fundal fertilizat și conexiuni cu instituții, personaje publice. Intensificarea propagandei infuzate sau manipulate de Kremlin a avut succes în ultimile luni, spune Magda Grădinaru. Un sondaj publicat în ianuarie 2022, adică cu puțin timp înainte de începerea războiului de agresiune rusesc, arăta și el o imagine cu mai multe straturi. 42% dintre români se declarau atunci dispus să accepte dezavantaje economice pentru a apăra Ucraina în caz de urgență. Iar 77% dintre români susțineau orientarea țării către Occident. Între timp lucrurile s-au mai schimbat. Vă recomand editorialul Magdei Grădinaru. Cred că este foarte, foarte interesant și vă ajută să vedeți mult mai limpede situația în care ne aflăm.
Și Sabina Fati publică în 2 CVL o analiză pe aceeași temă, regresul democrației sau de ce spirala tăcerii favorizează AUR. Sabina Fati atrage atenția cu privire la un fenomen electoral pe care eu l-am mai văzut și probabil vi-l amintiți și unii dintre dumneavoastră, și anume că partidul extremist al lui Vadim, care era AUR, este creația securisto-feseniștilor care l-au creat și pe Vadim, da? Conservele sovietice lăsate de Iliescu prin instituțiile statului pocnesc toate acum. Da? Și atunci era o situație foarte ciudată că au avut mult mai multe voturi Vadim și partidul lui decât apărea în sondajele de opinie. De ce? Pentru că foarte mulți oameni irresponsabili au votat mizeria aia, dar le era rușine să declare că votează așa ceva. Deci le era rușine, vă dați seama. Și este foarte posibil ca și în situația AUR să fie la fel. Este foarte interesantă această analiză a jurnalistei Sabina Fati. Câteva lucruri, dragi prieteni, importante și din Republica Moldova. Știrea este de ieri, dar vreau să o cuprind în analiza subiectelor importante ale zilei. Sintagma limba română ia locul limbii moldovenești în toate legile din Republica Moldova. Este foarte interesant ce face Maia Sandu. Și este foarte important să ne uităm la cum procedează Maia Sandu, inclusiv cu propaganda rusă, care face în România, deversează zi de zi tone de dejecții toxice în capetele sutelor de mii, milioanelor, câți hăbăuți s-au uitat la mizeria numită România TV, la mizeria numită Realitate, la mizeria numită Antena 3, otrăvesc creierile oamenilor. Da? Și uitați-vă cum procedează Maia Sandu cu ei, cum a procedat în Republica Moldova. Da? Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate după ce judecătorii au decis să blocheze curățarea justiției, scrie Universul.net. Președintele Republicii Moldova a anunțat astăzi că a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru luni în legătură cu situația excepțională din justiție, după ce adunarea generală a judecătorilor a amânat numirea membrilor Consiliului Suprem al Magistraturii. Cei 330 de magistrați întruniți vineri în cadrul adunării generale a judecătorilor au blocat alegerea primilor membri ai Consiliului Suprem al Magistraturii pentru a putea demara procesul de curățare a sistemului judecătoresc. O să vedeți, sunt convins că așa cum a procedat și cu propaganda Rusiei, va rezolva Maia Sandu această problemă, Republica Moldova fiind mult mai infestată cu putinism decât România, dar și România, să știți, oameni buni, în ultimii ani, mai ales din perioada pandemiei, a suferit o infecție fără precedent, sincronizată cu capacele care au sărit tuturor conservelor sovietico-putiniste de prin instituțiile statului, da? Securisto-putiniste. Și Maia Sandu a mai dat și un termen, citesc de pe RFI, cât voi fi președinte, Moldova va sta dreaptă. În 2030, țara trebuie să fie membra Uniunii Europene. Ar fi extraordinar, atunci s-ar face și unirea, de facto, între România și Republica Moldova, că ne dorim cu toții unire și aceasta este calea. România trebuie să reziste, trebuie să-și consolideze poziția în Uniunea Europeană și în cadrul Alianței Militare NATO și trebuie să sprijine Republica Moldova să vină sub această umbrelă de protecție. Sigur, totul depinde de agresiunea militară, rezultatul războiului din Ucraina. Totul depinde de asta, inclusiv ținta pe care și-a pus-o Maia Sandu de a face aderarea la Uniunea Europeană până în 2030. Momentul, un eventual moment al aderării Republicii Moldova reprezintă momentul unirii și unirii de facto. Poate cine știe ce politicien, poate avem noroc, poate ieșim la vot în 2024 și pregătim o clasă politică mai bună. Poate această clasă politică lucrează cu Maia Sandu în tandem și poate că va fi momentul aderării la Uniunea Europeană și a unirii celor două țări. Este posibil, dar numai prin aderarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Este foarte important acest aspect. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc foarte frumos. Ne vedem mâine și, bineînțeles, duminică la emisiunea Q&A. Semper Fidelis, pentru toți cei care nu ați reușit să vedeți materialul de acum două zile, de alaltăieri, despre alegeri la tablă, dacă printre cei care a stat până acum aproape 30 de minute să vă uitați, sunt și privitori care n-au văzut acel material, vă rog foarte mult să intrați să-l urmăriți. Îl vedeți chiar acum în boxul de la final
boxul ăsta apare la toată lumea, inclusiv la cei care se uită de pe Smart TV. Vă recomand, dacă n-ați văzut material, cele două materiale care apar în boxuri, pentru că sunt două materiale, unul și o continuare, este foarte important să vă uitați. Semper Fidelis, îmi cer scuze că am depășit cam mult timpul regulamentar de joc.